Vă invit să ne uităm pentru 15 minute în 2 Cronici 32, versetul 8, un cuvânt care să vorbească fiecare dintre noi, mai ales atunci când suntem în încercări și încercările sunt peste puterea noastră omenească. 2 Cronici 32 cu 8, cuvântul Domnului spune în felul următor. Cu el, el fiind Sanherib, împăratul Asiriei. Cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru, care ne va ajuta și va lupta pentru noi. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Amin. Mesajul pe care vi-l ofer în numele Domnului Iisus pentru meditație și pentru o dezvoltare amplă acasă, cu aplicație la situația fiecăruia dintre dumneavoastră, inclusiv a dumneavoastră celor de la internet. Mesajul deci l-am intitulat Împresurat și îngrozit. Împresurat și îngrozit. Sunt circumstanțe în viață când omenește nu există formulă de ieșire din impas. Așa este circumstanța în care Ezechia, împăratul lui Iuda, un regat mic, doar două triburi, două seminții, Beniamin și Iuda, au rămas împreună și sunt împresurați de puterea timpului, puterea militară a timpului, Asiria. Cum vă spuneam și în alte ocazii, un imperiu puternic, un imperiu nemilos, o civilizație de oameni de-a dreptul sălbatici. Nu știau altceva decât sălbăticie. Aceasta era cultura lor. Ori, în împrejurarea aceasta în care asirienii au ajuns până la Ierusalim și au împresurat orașul, locuitorii Ierusalimului, regatului Iuda, în numărul mic în care au rămas, la prima analiză s-au văzut neputincioși. S-au văzut exact așa cum vă spuneam în titlul mesajului, împresurați și îngroziți. Așa ne găsim noi în multe circumstanțe. Când nu mai poți ieși din impas, nu ca și o situație cea de care a fost prezentată în fața noastră, din familie Oprean, parcă ești împresurat de toate forțele întunericului, te îngrozește nu numai viitorul, te îngrozește și prezentul. Ziua de mâine. Este o nesiguranță peste tine sau peste mine. Este un prilej de a întreba pe Domnul. Așa cum a întrebat David în Psalmul 13, până când, Doamne? De ce, Doamne? Sau cum întreabă Asaf în Psalmul 73? Cum întreabă Iov? În împrejurări ca acestea, când ești împresurat, când ești îngrozit de circumstanțele în care te afli, potrivit cuvântelor lui Ezechia, inspirat de Duhul Domnului, sunt 4 lucruri pe care trebuie să le facem și pe care ne putem rezema ca să ieșim din impasul acela. Și chiar dacă nu s-a întâmplat minunea vindecării miraculoase, cum este în fața noastră Becky, cât de mare este vindecarea aceasta a inimii, o mamă să poată să spună, sunt cea mai fericită mamă. Nu este mare vindecarea aceasta? Aceasta este pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Aceasta este pacea despre care Sfântul Apostol Pavel vorbește în Filipeni 4, 6 la 7. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va liniști mințile și inima în Hristos Iisus. Te liniștește. Și este greu de înțeles cum te liniștește. Este Dumnezeu. Este pacea lui Dumnezeu. 4 lucruri care să-ți aducă pace. Primul, în orice împrejurare te-ai găsi, nu uita că de partea ta sunt mai mulți decât de partea agresorului tău. Uitați ce spune Ezechia în versetul 7, partea finală. Căci cu noi sunt mai mulți decât cu ei.
Și ei erau o mână de oameni. Asirienii erau sute de mii și Ezechia era o mână de oameni. Dar Ezechia știa ceva din istoria lui Israel. Știa, de exemplu, despre profetul Elisei, că atunci când împăratul Siriei de data aceasta a trimis să-l prindă pe Elisei, ca să nu mai vorbească din partea lui Dumnezeu despre planurile lui militare împăratului lui Israel. Gehazi, cel ce slujea pe Elisei, s-a îngrozit și a zis, s-a terminat. Tot orașul aici, la Dotan, unde ne găsim, este împresurat. S-a terminat cu noi. La care Elisei, cu pacea aceea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, a zis, stai puțin, Doamne, deschide și lui ochii să vadă și el ce trebuie văzut. Și când a deschis ochii, ce a zis Gehazi? Părinte, părinte, cum se face? Cu noi sunt mai mulți decât cu ei. Pentru că a văzut orașul împresurat, nu de o știre care se vede fizică, de o știre a cerurilor lui Dumnezeu. E, lucrul acela a rămas valabil până în ziua de astăzi și va rămâne valabil pentru totdeauna, cu orice cine. Pentru că în cuvântul Domnului este scris pentru tine și este scris pentru mine. Psalmul 34, versetele 7 și 8. Îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul celor ce se tem de Domnul. Cu ce scop? Să-i scape din orice primejdie. Deci recunoaște și mângâie-te cu acest adevăr. Întotdeauna, când te simți împreșurat și te-a îngrozit situația în care te afli, adu-ți aminte, cu tine sunt întotdeauna mai mulți decât cu agresorul tău. În al doilea rând, al doilea lucru pe care trebuie să-l pui la inimă ca să ți se ridice sufletul este acesta. Puterea omenească care te-a apăsat, care te sperie, este numai carne. Puterea omenească este numai carne. Versetul 8, partea 1. Cu el este un braț de carne. Era înspăimântător Sanherib, dar în ochii lui Dumnezeu era un braț de carne. Uitați-vă numai, mi-e place foarte mult cum Daniel descrie istoria omenirii. Și în cele patru tablouri pe care Daniel descrie istoria omenirii de la A la Z, de la Imperiul Babilonian până la Imperiul Roman, chiar în ultima lui fază din aceste zile din urmă, la un moment dat vorbește despre Imperiul Grecesc. Spune, după Imperiul Babilonian se va ridica Imperiul Persan. Apoi Imperiul Persan va fi lovit de Imperiul Grecesc. Și când prezintă Imperiul Grecesc, vorbește despre unul care se ridică, despre unul care este neastâmpărat, cucerește, merge în toată lumea și totul calcă în picioare. Știți despre cine vorbește? Despre Alexandru Macedon, Alexandru cel Mare. Dar mie îmi place limbajul lui Daniel, este limbajul lui Dumnezeu. Zice, apoi am văzut un țap. În ochii Domnului Alexandru Macedon nu-i mai mult decât un țap. Atâta minte are cât un țap. Pentru cei ce nu știți ce-i țap, este un he-goat. Și este numai un țap. Prost și nu știe altceva decât să behăie. Gălăgie. Și spune, când era în puterea cea mai mare, Domnul i-a rupt cornul. Corn înseamnă putere în limbaj biblic. Domnie, tron, stăpânire. Ține minte, forța ridicată împotriva ta, chiar dacă este din partea celui rău și probabil se folosește de oameni, este un braț de carne. Domnul este singurul atotputernic. De aceea, chiar dacă un braț de carne te intimidează pentru vreme, chiar dacă bosul tău te-a amenințat, chiar dacă soțul te-a părăsit, sau soția, sau copiii, sau prietenii, sau frații, sunt un braț de carne. Și n-ar trebui să ne tulbure așa de mult un braț de carne. N-ar trebui. 3. Când ești împrejurat, împresurat și îngrozit, pe lângă faptul că trebuie să vezi cu tine sunt mai mulți decât cu agresorul, pe lângă faptul de a vedea că puterea celui care îți face rău este doar puterea unui braț de carne, al treilea lucru pe care trebuie să-l vezi ca să-ți dai liniște și pace este prezența lui Dumnezeu în necazul tău. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru. Odată Domnul este prezent.
Și când El este prezent, aduceți-vă aminte de concluzia psalmului 16. Zice, înaintea, deci unde e prezent Domnul, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Deci dacă Domnul este prezent și când ești împresurat, ai bucurie. Ai bucurie. De ce? Pentru că Domnul face două lucruri. Unu, ce Domnul ne va ajuta, îți ridică sufletul și doi, spune, și va lupta pentru noi. Și va lupta pentru noi. E mare lucru să lupte Domnul pentru tine. Este mare lucru. Citeam despre istoria acestui tată, spunea, copilul meu, născut în familie de credincioși, copil cu minte, da, în școlile primare din aceste zile și în cele elementare și în liceu. Este un grup special numit The Bullies, ăia care terorizează pe ceilalți elevi, nu? Îi bat, le ia mâncarea, zice, pentru că copilul meu este un copil liniștit, bully din școală, era în clasa a treia, îl bătea aproape în fiecare zi și îi lua mâncare. Și copilul n-a vrut să mai meargă la școală. Tot i-am spus, ne rugăm Domnului, ne rugăm Domnului și Dumnezeu va lucra. Tati nu lucrează. Pe mine mă bate în fiecare zi. Și atunci a zis, mi-a venit un gând și am zis, uite, te mai duci odată la școală și dacă nici de data aceasta nu lucrează, atunci schimbăm școala. Și acum, zice, punem două lanciuri cu tine, două prânzuri cu tine, spune tata și mama. Și unul din prânzurile pe care le pune cu tine le dai la ăla care te bate și unul mănânci tu și o să vezi că o să fie bine. Copilul n-a fost convins, dar ce să facă, trebuie să meargă la școală. S-a dus la școală și când s-a apropiat de școală, ca de obicei, bully i-a ieșit în față să-l bată și să ia mâncarea de la bun început. Dar dintr-o dată, copilul, spre surprinderea lui, a văzut că acest uriaș care îi făcea lui probleme în fiecare zi, acest coleg, se uită cu groază, se dă înapoi, Și zice copilul în inima lui, îi povestea tata, măi, nici nu i-am spus că am adus două prânzuri deja să dă înapoi. Și apoi, fără să gândească, s-a întors odată să vadă cine îl vede, că cât e el de brav. Tatălui era în spatele lui, știți. Tata nu i-a spus că, uite, vin și eu și să văd ce se întâmplă. Era păzit de tata. Nu s-a mai întâmplat nimic cu copilul, spunea tata, din ziua aceea s-au făcut prieteni. E așa este Dumnezeu. El este cu noi. Este cu noi și apoi când cel rău îl vede, se roagă să-l mai lasă un pic să nu ajungă în iad. Dar Domnul poate trimite în iad înainte de vreme. Bucură-te de lucrul acesta. Și de aceea poate să-ți dea biruință. Și patru, când ești împresurat și îngrozit, pe lângă faptul că trebuie să vezi de partea ta sunt mai mulți, este o știre a cerurilor, pe lângă faptul că ceea ce titulizează în evaluarea Domnului este un braț de carne. Și pe lângă acest mare adevăr că Domnul este cu tine și va lupta pentru tine. Cel de-al patrulea lucru care trebuie să-l faci ca să-ți aducă liniște și pace este să stai unit lângă oamenii lui Dumnezeu. Uite ce spune și cuvântul lui Dumnezeu. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia. Ceea ce vă spunem noi nu sunt lucruri cu care să vă facem doar să vă simțiți bine, ci este cuvântul lui Dumnezeu pe care Domnul ne l-a pus să vi-l spunem. Este un cuvânt adevărat, este un cuvânt sfânt. De aceea poporul este chemat la unitate, este chemat să se încreadă în liderii pe care Dumnezeu i-a dat și împreună să se ridice apoi ca o știre puternică împotriva celui rău. Și din împresurat și îngrozit vom deveni învingători și biruitori pentru bucuria noastră și pentru gloria Domnului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie gloria în veci. Amin.